Bună seara, Andreea, și bine te-am găsit la gala I Success. Mulțumesc, tocmai mi-am luat premiul pentru Best Show. Un premiu pe care categoric îl meriți de deplin, la fel ca și toate celelalte premii pe care le ai. Best Show înseamnă și muzică, și dans, și costume, și absolut tot. Cum reușești să le îmbim pe toate de atât de mulți ani și să ții publicul atât de încins? Nu e ușor, e foarte multă muncă pentru că trebuie să și cânt, să și dansez, tot timpul să vii cu lucruri creative, vizual, pe costume, dar îmi place foarte mult ceea ce fac, sunt foarte pasionată și fac deja de peste două decenii. Am învățat foarte multe dansuri la Dansez pentru tine în Mexic, am performat mult cu Petrișor, suntem deja împreună pe scenă de peste 17 ani și cred că contează foarte mult echipa cu care lucrez, cu fetele mele, cu Petrișor, totodată ambiția mea ca și conducător, ca și lider și pasiunea fiecărui om din acest proiect. Și răsplata este pe măsură. Drept dovadă trofee sau publicul care ne aclamă și organizatorii care ne cheamă la concerte. Se vede clar că tot ceea ce faci, faci cu drag și cu mare pasiune și țin să spun că eu de mică te urmăresc. Și te plac și te ador, atât de multă admirație față de tine. Dar acum ești și mamă de două fetițe. Cum reușești să-ți împarți timpul între job, între dans, muzică, tot ceea ce faci? De când am pe fetițele mele, ele sunt prioritate și îmi fac program în funcție de ele. Nu mai au concerte foarte departe sau dacă iau, merg cu avionul. Și oricum pandemia oarecum a împuținat sau a rărit concertele și am putut să petrec mult mai mult timp cu ele. Și vreau să aibă o mamă de care să fie mândre. Totodată și ele își doresc să devină cântărețe și dansatoare. Mă imită prin casă și mă fac fericită la un nivel extrem de profund. Până să le am pe ele, credeam că doar scena este împlinirea supremă. Iar apoi, după ce am devenit mamă, mi-am dat seama că de fapt toate lucrurile este efemere și că până la urmă copiii au iubirea necondiționată și cea mai frumoasă. Felicitări! Și succes foarte mult în continuare și pentru tine și pentru fetițele tale viitoarele care ne vor încânta pe scenă. Și ce să-ți doresc, sărbători fericite, un an plin de succese și sănătate și distracție plăcută în continuare. Mulțumesc, vă pup, sărbători fericite!